Proiectul Prânzul Ștefanian iată că se apropie cu pași repezi de cel de-al doilea an de când oferă masă caldă sărmanilor Oneștiului. Doi ani în care oamenii nevoiași și nu numai ei au găsit la protopopiatul Onești de luni până vineri un prânz cald, iar în weekend la masa bucuriei cei care nu au posibilități financiare de a-și pregăti un prânz cald, la fereastra bucuriei găsesc prânzul cald. Câți oameni vin la masa Prânzului Ștefanian? Păi, în primul rând, bine ați venit la noi și dacă vorbim de prânzul Ștefanian, aici avem fereastra bucuriei și la această fereastră ne-a ajutat să fie, să spunem, funcțională datorită pandemiei și de atunci pe locul acesta, aici este Romelia, este bucătăreasa noastră și oferim în jurul la, cum este perioada acum de iarnă, după cum ați văzut și dumneavoastră filmând, peste 180 de porții, pentru că o persoană poate să ia 2 sau 3 pachete în fine de cum este înscris și pe zi. Asta puteți face un calcul, în afară de ziua de duminică când avem liber. În rest, în fiecare zi este deschis. Și acum o rog pe Romelia. Da. Și mulțumim foarte mult și o felicităm. Bine. Să vă arăt cam ce oferim aici. Dacă puteți focaliza, o rog și pe doamna asistent social să ne ajute. Deci este vorba de un sfert de pâine, merele care sunt foarte cele mai bune vitamine. Dacă ai mânuța aici, puteți să puneți aici. Este cum este? Cald. Ferbinte, da? Ferbinte. Este o gogoașă, da? O gogoașă. Este o ciorbă ferbinte pe care o vedeți și un felul 2. Acesta este pentru o zi de vineri, prânzul ștefanian. Cred că aici este doamna preoteasă varză, călită, da, cu un ardei, o mămăliguță ferbinte, chiar este foarte, foarte caldă. Și acesta prânzul o să-ți vi-l oferim chiar dumneavoastră, pentru că văd că vă faceți o treabă foarte bună și prin dumneavoastră mulțumim tuturor care vă ajut. După cum v-am spus, este vorba de un prânz ștefanian. Dacă tot acum suntem live, aici noi avem un beneficiar și Mărănică Vasilică din Onești. Câte porți luați dumneavoastră? Două, de obicei, pentru mine și pentru Eva. Și pentru Eva e soția dumneavoastră, da, sau da? Da. Și sunteți mulțumit? Foarte mulțumit. Și câți bani dați aici? De obicei nu dau niciun ban. De obicei ați dat vodată? N-am dat niciodată. Nu. Și nici nu o să cerem niciodată. Mulțumim, pentru părinte. Pentru că prin ajutorul dumneavoastră, a celor care ne urmăresc și vreau să vină și aproape de noi și doamna asistent socială Mihaela și să o și prezentăm, noi facem, să spunem, această ispravă cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu, că Dumnezeu ne ajută și uite, ați văzut, spontan, Domnul vine și își ia hrana pentru familia dânsului. Și ne ajută, în primul rând, să nu murim. Doamne ajută, niciodată noi nu vom muri, pentru că dacă suntem împreună, ne ajută Dumnezeu să putem face față la greutăți. Și împreună suntem mai puternici, așa exact, se spune. Exact, asta este. Vă mulțumim foarte mult. Să trăiți. La fereastra bucuriei, de altfel, am văzut oameni cu pensii mizere de 150 de lei pe lună, cărora le ajung banii doar pentru medicamente și utilități și care sunt nevoiți, după viață de muncă, să mănânce din mila publică. De altfel, nu este primul și cu siguranță nu va fi ultimul proiect demarat de către protopopiatul Onești prin preot protopop Ioan Bârgăoanu. Fii și tunic ușor este un proiect prin care se dorește a-i ajuta pe copiii săraci ai Oneștiului. În momentul de față demarăm campania Fii și tunic ușor, prin care încercăm să asigurăm necesarul de încălțăminte pentru aproximativ 350 de beneficiari copii aflați în centre instituționalizați, dar și nu numai, copii cu deficiențe, copii aflați în nevoi speciale, cazuri sociale și așa mai departe. Ne bucurăm în mijlocul nostru de prezența tinerilor de la TOR care mereu ne-au ajutat, l-a sortat, l-a pus pe sortimente pentru că avem mai multe centre care ne-au solicitat ajutorul și avem surse de finanțare din mai multe direcții, ca să zic așa, din donații, pentru că s-a demarat această campanie în mediul online Fii și tunic ușor și au început să vină donații pentru a putea să achiziționăm încălțămintea pe care am cumpărat-o de la București, dar o parte dintre încălțăminte ne-a asigurată și domnul primar Laurențiu Neghină și îi mulțumim pe această cale. În afară de încălțăminte, am primit un necesar, o listă de nevoi și de lejerie intimă, șosete și am încercat să asigurăm, după cum vedeți, o mică parte cât se poate din acest necesar.
Deci peste 350 de beneficiari. Pentru că este o perioadă deosebită, sunt sărbătorile de iarnă și oamenii tind să fie mai buni. Sperăm și noi ca de Crăciun să fie mai buni și să dăruiască din suflet și cu siguranță sunt multe persoane care se vor bucura de darurile primite.